E spirituală? Nu se vede. De ce? Că par așa rea și dură? Da. Poate, sunt dură pentru că am trecut și eu prin anumite dezamăgiri. Uh-huh. Am și eu anumite răni. Te întreb acum aici. Ce mă întreb? Că după aceea, de ce nu crezi că îți place de Marius? Cred că îți place de ca vorbesc? Nu invita să vin. Ce ai, mă? Tu crezi că așa cu floare se face primăvară? Bă, să arunc un buchet să facem vară. Cred că situația e disperată, însă când vei învăța, va veni și dragostea. Probleme aveți, Vivian? Nu, el nu vrea să era dragoste. Bine, dragă. Oprică! Eu suntem aici. Oprică, ce decolteu generos ai. Uitați-vă! Asta ai dezbrăcat astăzi. Bine! Am decis. Am decis eu să fiu sexy. Ce frumos ai dezbrăcat astăzi, Oprică! Hai, poate! Te vor cenzura din producție. Eu mă întreb dacă așa arată. Hai, zicuți așa, pe urmă. Eu mă întreb dacă așa arată cu silicoane, cum arată au fără silicoane. Ce? Are silicoane. Are sau are? Nu. N-are silicoane. Îți dai seama cum arată cu silicoane. Gata, silicoane. Silicoane. Oprică-mi țin să te felicit. Îți dai seama cum arată cu silicoane. Bă, am venit și eu odată sexy în viața mea și vă luați de mine. Mă duc să mă schimb. Hai să nu am. Hai, du-te. Și vorbim când te schimb. E, te nu mă schimb, na. Bă, tă nu mă lăsa să vă spun, de ce s-o îndepărta Marius de Livian. Pentru că o văzut că de fiecare dată când îl atacă Bianca, tu nu zici nimic. Toată lumea aici, cât sunteți prieteni, cât nu sunteți prieteni, e adevărată, nu prea ei, boss. Așa se dădeau cu mine prieteni și m-au trimis acasă. Eu te-am văzut deranjat când Jador începe să facă chiar și astăzi ce făcea cu Pirui. Eu să nu fiu în emisiune și cu iubita mea să se certe cu unul, cu Jador. Eu să intru acum în emisiune, îi zic, bă, Jador, gata, punct, iubita mea, nu mă interesează că ați fost prieteni, ce faceți? Iubita mea nu-i mai vorbește așa. Când eu consider că el îmi trece măsura și aș vede de treaba, ce o să-l zic lui, prietene, dacă mi-ești prieten și mă respect, prieten, o respect prieten, și pe iubita mea. Andreea, zi tu lui Marius, că i-am zis ce am văzut, că te-am văzut cu Jador acolo sus. Tu, Bianca, ce vrei? Vrei să mă cer cu tine? Vrei să te fac chiar în toate felurile? Dă-mi faci odată. Dacă vezi că-s nervos, să te mai băga în seamă. Liniștește-te. Dar mai urla, mă, tu la mine. Dar liniștește-te. Dar nu vreau, că din cauza ta. Nu vrei, de ce din cauza mea? Turcu, ce-i cu tine? De ce te-ai supărat? Nimic, doamna Andreea, nu vreau să comentez. Nu știu ce a făcut, nu vreau să comentez, ea știe ce face, fa-doamna. Ela, ești disponibilă să ne jucăm? Nu, nu mă alegi. Vreau pedeapsă cu Ela. Auzi, tu ești încă iubitul meu sau fostul meu, ca să știu cum să-ți vorbesc. Fostul meu iubit actual. Vreau să spun că Mircea chiar a fugit și n-a vrut să joace cu mine, doar a dat o pernă și am fugit și eu. Ești pa cu totul, să rămâi cu cine vrei tu. Te pup eu, de mult te-am pupat. Turcu fără Roxana are haz.
Turcu fără Roxana e mai happy. Ce ai zis, mă, că mă duci din ușa în ușa, așa ai zis? Nu, ești din poștă în poștă, e diferit. Marius, Andreea, revenind la voi, voi de la ce v-ați certat? Să vorbească chiar, eu nu mai vorbesc. Eu nu mă mai bag. Filip, dacă vrei să o cucerești, eu zic că poți. Păi știu, să țin stare. Sincer, nu vreau să mă iei de femeie, Jador. Dar ce-ți dorești, o aventură? Te ia de bănuar. Măcar. Nu, eu... Uite, dacă vrei să afli... Dacă te interesează, mie nu-mi plac aventurile, dragul meu. Dar ce-ți plac? Eu trebuie să simt, trebuie să iubesc ca să pot simt să ador. Ca să pot să fi. Trebuie să simt să aventură. Trebuie să simtă și trebuie să am vrut să fac bine iubirea așa dintr-o dată. Bă, eu trebuie să simt, trebuie să am sentimente. Trebuie să fie iubire pentru aventură. Ca să am o aventură cu tine, înțelegi? Păi la cum te îmbraci, simt că vrei doar o aventură. Acolo e greu, dragă. La cum te îmbraci, simt că vrei doar o aventură. Da, probabil simți tu că vrei o aventură, dar eu nu simt. Dar e nasul mic. E bine așa, Jador? Mamă, bravo. Până la ultimul. Așa, da? Vrea că se rezbracă, nu? Mă ridic în picioare. E bine așa, mă închid. Bravo. Uite, fac asta pentru tine. Așa, da. Bă, tu aplauzi când se dezbracă. Pe nu se dezbracă, se îmbracă. Da. Dar nu mai nimeresc, n-am făcut-o. Bomba dintr-o dată. Iubi. Bomba dintr-o dată. Bomba bombelor. M-am făcut-o. Se făcut-o în cu mințică. Cum e prima zi cu mine aici? Bine, nu? Altceva. A doua. Altceva, a doua. Una jumătate. Una jumătate. Foarte bine. Ți-i supărare? Na, poftim. Yeah. Yes. Trebuie să continui la subiect. E, tine. Păi le întreb pe Marius dacă ține supărare. Pe cine? Sunt o doamnă. Pe Marius. A, păi el supărare pe cine? Cine supărare, că nu înțeleg. Cine pe mine. Supărare. Am venit supărat pe tine? Nu, dacă ți-e supărare pe mine. Dar nu sunt supărat pe tine, n-am nimic cu tine. N-am nimic cu nimeni. Așa s-a văzut? Cum că aș avea ceva? Păi, nu. Nu așa zic. N-am avut să-ți aduc niciun reproș. Da, păi ieri când ai intrat în casă pe mine nu m-ai salutat. Tu nici măcar nu te ridică? Te-ai uitat, nu, tot te ridici că nu a venit Regina Angliei să te ridici în picioare, dar nu mi s-a părut că te-ai uitat nici măcar spre mine, ca idee. Nu, îmi pare rău dacă n-am gândit-o cum trebuia, da? Noi doi nu aveam nicio, nu că prietenie, că nu avem ce prietenie să avem noi. Eu eram prieten cu Livian. Eu dacă aveam pretenții la tine, aveam prin el cum ar veni, știi? Adică pretențiile mele erau către el. Să-ți protejezi iubitul, cum a făcut ea, nu? Dacă așa s-a întâmplat, așa a fost să fie, așa ați gândit voi. Doar că vă spun că... Bă, nu-l vota pe Marius. Adică, când să vină vreodată? E fost aici de... 3 luni de zile, niciodată nu mi-a trecut prin cap să o anunț pe Bianca. N-ai înțeles contextul în care eu i-am spus să nu te voteze. Ai înțeles contextul? Ea a venit să mă întrebe, bă, pe cine votez la asta? Că nu știu pe cine să votez. Și eu am zis, votez pe cine vrei, dar nu Livian. M-am făcut înțeles? Prima oară când a fost, okay. Când a întrebat. Asta a fost contextul. Nu m-am trezit eu într-o zi cu soare, bă, să nu votez cumva pe Livian. Nu, ea a venit și mă întrebe, e iubita mea, nu? Că și probabil poate să mă întrebe, bă, vrei să votez pe cineva? Nu, dar n-a întrebat așa, a întrebat. Pe cine să votez la asta? Că nu știu pe cine, nu vreau să-l votez pe... Iubi, lasă că toți vorbesc între ei! Cine mă dușmănie? Așa te simt. Da, nu. Toți vorbesc între ei. Nu mă dușmănie, păi el îmi dă mie afară și eu sunt dușmănos. Marius! Tu, eu te simt pe tine ofticat. Marius, normal că e ofticat. Mă, tu ce te bazi? Mă, Marius, ofticat. Păi am făcut eu vloguri să mă explic, am venit eu la el la ușă să îi cer explicații. Da, pentru asta că înseamnă ofticat. Dar n-are prietene, i-am cerut eu vreo explicație, ți-am cerut vreo explicație. Lasă să vorbească. Nu sunt ofticat. Păi și atunci. Nu, eu sunt ofticat. Eu așa te simt. E puțin supărat, că e dezamăgit. Dacă eu nu am cerut nicio explicație. E dezamăgit, Jador. Stinge nevasta, măi, stinge nevasta, n-ai buton de stins. Ce trebuie? Ce trebuie? Ia și vorbește, iubito. Tu ai spus că eu i-am spus. Bă, deci cât trebuie să vorbească Livian? Vorbește Jador, cât trebuie să vorbească Jador, vorbește Livian. Mie mi se pare iurea mi se pare iurea că într-adevăr foarte frumos din partea ta. Bă, dar și țâmpă în cutiru, băi, omule, nu faci seama că tot. A fost implicată emoțional, a plâns aici, a suferit. Tu n-ai fost aici, nu știi cum a fost femeia asta după gală, crede-mă. Crede-mă că n-ai fost aici. A stat în studio până la 3 dimineața. Până la 3, de la 11 până la 3. 4. Crede-mă. Crede-mă ce spun. A plâns de... N-am văzut în viața mea așa ceva. Pe cuvântul meu, crede-mă.